FC Botoșani, CFR Cluj, 1-0, după un meci în care FC Botoșani a fost echipa mai bună, cel puțin aceasta este impresia mea. CFR a avut multe probleme. Principala problemă, mi s-a părut mie, a fost să ajungă la poarta adversă. Și aici nu mă refer la minutele de final, când era un herupism dintre ăsta. Însă, pe parcursul partidei, CFR-ul chiar a avut probleme să ajungă în terenul advers și să pună poarta adversă în pericol. Hai să-l ascultăm pe Ongenda. The first game that CFR doesn't win this season. E primul meci în care nu câștigă CFR. It's bad. It was. I know it's difficult for them because it's a big team and they want to win all the time. But sigur că e un moment dificil pentru ei și ei sunt o echipă mare și vor să câștige tot timpul, dar suntem și noi pe teren. Yeah. It was my decision. I take a decision. I speak with with Becali, with the coach, and a fost decizia mea. What I want. Am discutat cu patronul FCSB, am discutat cu antrenorul, dar a fost decizia mea de a rămâne aici. It was my first things when I start the season. I said this. I will finish the season with Botoșani. A fost primul lucru la care m-am gândit când am început acest sezon. M-am gândit că trebuie să închei acest sezon la FC Botoșani. L-am ascultat pe Ongenda. O să mai avem imediat câteva declarații de acolo. Urmează Bordeianu, cel care revine la CFR. E la revenire, putem să spunem, a doua. Da. O să-l ascultăm acum și pe Bordeianu. Intrat și el în partea a doua a meciului. Revenirea la CFR fără victorie. Iată, prima înfrângere pe care CFR-ul o resimte în acest sezon. Da, primul meci al meu la reîntoarcere, dar nu știu, cred că toată lumea abia aștepta, cred că ca CFR-ul să facă un pas greșit, dar îmi pare rău că a venit acum, deși cred că a venit după un joc bun al nostru, cel puțin repriza a doua am fost mult peste prima repriză și nu țin, cred că singura fază care au avut-o ne-au dat gol. Dar așa e fotbalul. Nu contează câte ocazii ai sau important ce scrie la final. Și asta e 1-0 pentru ei. Ce crezi că n-a mers în seara asta? Ce nu s-a legat? Nu știu, chiar nu știu. Cred că fiecare și-a dorit să câștigăm, dar cred că am avut și ghinion. Cel puțin vorbesc de repriza a doua, unde Debeliuc a avut singur cu portarul, au mai fost ocazii, cred că am dominat, dar cred că le-am dat pe toate meciul cu Steaua. Dar trebuie să luăm de la capăt, că joi ne așteaptă un meci greu în Cehia și luni un meci la fel de greu cu Craiova. Trebuie să ne adunăm, că nu ne așteaptă timpul. Vin meciuri unul după altul. Dan Petrescu spunea că nu a fost un timp pentru acumulări această pauză, ba din contră, pentru că au fost mulți jucători accidentați, plecați la națională, nu ați reușit să puneți la punct niște detalii. Da, și asta cred că. Dar acum nu trebuie să căutăm scuze că cine a fost plecat la națională, cine s-a accidentat. Suntem un lot destul de mare și destul de valoros, cred eu, și nu trebuie să căutăm scuze. Suntem CFR Cluj, suntem campioana țării și acum, după ce am luat bătaie, e tardiv să căutăm scuze. Urmează un meci în Europa și acolo trebuie să facem un rezultat foarte bun. Ce e mai important, campionatul sau Conference League? Amândouă, nu cred că orice joc oficial trebuie să-l câștigăm. Nu plec de la ideea că o competiție e mai importantă ca alta. Nu. Fiecare meci trebuie să-l luăm în parte și să câștigăm. Asta e. Chiar dacă uneori nu ne iese. Dar trebuie să ne propunem tot timpul să câștigăm. Mulțumim! Plăcere! Și revedem faza golului cu centrarea Ongenda. Caj vine din spate și împinge această minge tare de lângă Camora. Bălgrădean are și el ceva probleme de apreciere a traiectoriei mingii și nu reușește să blocheze, parcă s-au înlănțuit așa niște greșeli acolo în apărarea CFR-ului. Da, de ceva? Păi, pentru mine e simplu, adică, nu știu dacă țineți minte, victoria CFR-ului cu FCSB, da? Plecase Marius Șumudică, cu o zi înainte, aici eu, Ilie Dumitrescu și tu, eu am zis, domnule, eu știu că Petrescu s-a implicat un pic să facă echipa, nu e adevărat, la o jumătate de oră,
Chiar Petrescu a dat un mesaj lui Ilie și a spus: m-am implicat, eu am rezolvat meciul, eu am făcut echipa, eu am... După meci asta se întâmpla. Da. Au trecut două săptămâni de atunci, sau trei, și vedem meciul ăsta, cu rezultatul ăsta. Cine a pregătit echipa atunci și cine a pregătit-o acum? Niciun meci nu seamănă cu altul. Nu cumva și Mudica a pregătit de fapt echipa pentru meciul ăla de atunci și pentru ăsta a început pentru Petrescu nou. Nu a pregătit nimeni echipa de fapt, mă rog, păi ca să era, exagereze-o puțin. Era, în alea două Mudica zile... plecase cu... acum ca să fiu un pic... Stigul. Pe de altă parte... Pe de altă parte, hai să-l ascultăm pe Mane. Unde n-a mers? Ce s-a întâmplat? Unde s-a rupt jocul vostru? Eu cred că în ultimii 30 de metri acolo trebuia să fim mai inspirați și să băgăm mingea în poartă. Este bine că ne-am creat destul de multe ocazii, dar trebuie să muncim mai mult și să mergem în Cehia să reușim acolo să câștigăm. V-au lipsit și cei accidentați, cei care nu au făcut parte astăzi din lot? Da, normal. Sunt niște jucători cu calitate, Denis, Bilel, foarte mulți, dar trebuia să câștigăm și așa, pentru că avem un lot destul de puternic și nu aveam voie să pierdem astăzi, dar mergem înainte și suntem destul de bine, pentru că rămânem tot pe primul loc. Cât e de greu pentru voi să jucați, iată, din 3 în 3 zile aproape? Asta este meseria noastră, nu mergem să dăm cu sapa pe câmp, suntem privilegiați că jucăm fotbal, facem ce ne place și câștigăm și bani din asta. Terenul de la FC Botoșani din nou un blestem pentru voi, parcă nu reușiți deloc să... De obicei facem egal aici și câștigăm un play-off. Sper să fie și așa anul acesta. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Bravo, domnul Manea! Așa este, nu dau la sapă pe câmp, joacă din 3 în 3 zile, fac ce le place și câștigă și bani din asta. Bun. Da. E absolut corect, chiar dacă, mă rog, da, asta implică și un efort. Da, asta e meseria lor. Te rog, de dincolo ceva de asta, are și Petrescu argumentele lui, așa cum a spus înainte de meci. Ți-am zis că e un fel de alibi. N-au fost o jucători, au fost și accidentați. Ideea e că echipa e încremenită undeva la mijlocul terenului, mi s-a părut. Nu-și creează ocazii. Vorbeam mai devreme, nu Manea, sau Manea, cine a zis că ne-am creat ocazii și că m-am ratat și eu una singură, am văzut-o pe aia lui Develiu, mai serios. Pe greșeala lui Vreau. Pe greșeala lui Vreau. Sau greșeala lui Vreau. Hai să zicem. Da. Pe de altă parte, Botoșani a avut câteva, a legat meciul destul de bine, a avut câteva ocazii. Trebuie să-i dea de gândit lui Petrescu, din punctul meu de vedere, că aici e cam, ăsta e nivelul campionatului. Cu echipele de genul ăsta te lupți la titlu în România. O să crească și FCSB. Îl ascultăm și pe portarul lui FC Botoșani. Pap! Da, bună seara! Vă mulțumesc frumos! Așa este, am avut dreptate. Simțeam că o să câștigăm astăzi. Chiar toată săptămâna am zis la colegi că 100% o să câștigăm, am avut așa un feeling că o să câștigăm. Ne bucurăm foarte mult, o victorie mare cu echipa campioană și trebuie să mergem înainte, următorul meci acum. Crezi că vei prinde din nou o echipă ideală a etapei? Nu știu dacă voi prinde. Dacă voi prinde, mă bucură și mai tare chestia asta, dar eu în fiecare meci când intru fac treaba, încerc să-mi fac treaba cât mai bine și bonusurile astea care sunt pe lângă mă bucură foarte mult. Care este secretul tău? Sezonul acesta, iată, parcă e cel mai bun sezon din cariera ta. Da. Am ajuns și eu la maturitate, cred că. Pot să zic că sunt un portar matur prin câte am trecut. Sper să nu mai trec. Așa e, așa este fotbalul. Și cu bune și cu rele, relele trebuie să te întărească, să fii mai puternic și să mergi înainte. Mă bucur că sezonul ăsta merge bine. Mulțumesc antrenorilor, mulțumesc la toți oamenii care sunt pe lângă noi, pe aici, pe la stadion, în special familiei mele care este lângă mine și la bine și la greu. Poate FC Botoșani să facă mai mult decât în sezonul anterior? Da, de ce să nu poată, normal. Luăm fiecare meci în parte, acum mergem la Dinamo, trebuie să câștigăm, trebuie să intrăm în play-off obligatoriu, a devenit obligație acum și dacă intrăm în play-off acolo trebuie să ne dorim mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Seară bună! A fost Pap, portarul lui FC Botoșani. Danciu, cum ți s-a părut ție? Per total, o victorie meritată a Botoșanului. A fost echipa care a încercat să producă mult mai mult fotbal în
în această seară. Paradoxal, în a doua repriză, cu schimbările pe care Dan Petrescu le-a făcut, se creează totuși un echilibru și CFR-ul stătea mult mai bine în teren, dar a venit golul înscris de Botoșan, după care CFR-ul n-a mai avut forța să revină. Probleme acolo, în multe momente anumiti jucători mi s-au părut obosiți. Mi s-au părut fără vlagă și în ultimii 30 de metri fără idei pe faza ofensivă în foarte multe momente. Imediat după meci am văzut un cadru în care Dan Petrescu arăta patru degete, probabil, adică sigur că vedem că după aceea l-am și văzut vorbind cu arbitrii la părăsirea terenului, le spunea patru penaltiuri. Începe interviul cu Dan Petrescu să vedem dacă da, spune același. Fim atenți. A fost teamă înainte de meci, n-ați scăpat până la urmă de ofensiva celor de la FC Botoșani. Da, nu putem spune că Botoșanii a avut ocazii, s-au dominat. Nu mi-aduc aminte decât o ocazie a lor, în prima repriză, în a doua n-au ajuns la poartă, dar o greșeală mare de portar a făcut ca ei să câștige și s-au apărat pe două linii, au jucat cu spirit, au jucat acasă, ei așa joacă mereu. Ne-a lipsit și norocul astăzi și s-a văzut că și absența lui Alibec și lui Omrani e importantă. Cei mai buni atacanți ai noștri nu au jucat. Ați avut câteva ieșiri nervoase și la adresa arbitrajului. Da, aș vrea să revăd niște faze, n-aș vrea să vorbesc prea mult. S-au fost faze în care eu de penalti, cred că vreo 2-3, dar o să fiu iar acuzat că cer. Mai bine nu mai zic nimic, vreau să le văd, dar după bancă așa mi s-a părut că au fost faze foarte clare. Din păcate, VAR-ul nu o să vină în România nici în 2025 și atunci degeaba noi ne batem pe bancă. Dacă ar fi VAR, sincer, nici n-am mai avea de ce să sărim. Am așteptat să decidă VAR-ul și ar fi bine. Dar, până la urmă, cred că e un rezultat mincinos astăzi. Un singur șut pe poartă tot meciul. Eu zic că e un rezultat mincinos. Asta spun. Dar ăsta e fotbalul. Ce rămâne tabela, rămâne scorul, ei rămân cu 3 puncte, noi rămânem cu nimic. Plecați în Cehia. Plecăm în Cehia, iar peste 4 zile, un meci foarte greu, la fel ca și cel de azi. Nu cred că e mare diferență, cred că cam de același nivel sunt echipele. Noi avem aceleași probleme, dacă nu recuperăm atacanții, va fi foarte greu, pentru că avem nevoie de ei să joace. Cât de dificilă va fi următoarea perioadă cu meciuri aproape din 3 în 3 zile? Foarte dificil. V-am zis înainte că sunt îngrijorat la conferința de presă. Sunt jucători Culio, Bordeanu, Burcă, n-au jucat de mult, Boateng e la debut. În continuare sunt îngrijorat, dar la CFR dacă nu câștigi, ai probleme. Trebuie să încercăm să câștigăm următorul meci sau măcar să facem un egal, pentru că e foarte important pentru moralul echipei. Mulțumim! Mersi și. Da, n-am mai vorbit de patru neapărat și ce a luat așa, Dan Petrescu o marjă de eroare, vrea să revadă niște faze. O să le mai revedem și noi, mă uitam acum, mi s-a părut... Pune mâna pe el un pic, dar nu mi se pare... Da, înainte de asta procesor. Mi s-a părut că mingea se lovește de mâna unui jucător de la CFR. În fine. Da. Eu zic că a fost... Am avut discuția și în redacție, 11 metri pentru CFR, cu ținerea aia de tricou. Da. Bine, tu ai spus că e reciproc, că ținerea, eu n-am văzut mâna celui de la Botoșan pe omul de la CFR. Dar în fine, vedem. Aici, patru penalturi. Patru penalturi. Da. Da, spune arbitru. Dar da. Exagerează un pic totuși, e foarte înfierbântat să spună că e un rezultat mincinos totuși ăsta. Adică mie mi s-a părut totuși că a fost mai bună Botoșan în seara asta. Poate că nu mă pricep. Autorul golului, Hervé Caj. Thank you very much. How was the game? Cum a fost meciul? I think it was a very good game from us from a the beginning. A fost un meci foarte bun al nostru. We put a lot of effort in. I think after our last draw against Sepsi, we wanted to show everybody that we are able also to keep the concentration 90 minutes on the pitch. Trebuie să arătăm tuturor că putem să ne păstrăm concentrarea 90 de minute pe teren. Since the first from the this season. No, I think we had some good games, but this am we can also say like was one of the bune, dar acesta într-adevăr a fost foarte bun. This night. I think our secret is also like the last like the last year we are like a team, we are united. Secretul este că suntem uniți, suntem o echipă. Think, this is our strength, the fun. Asta este play-off? Puterea noastră. Hopefully. Să sperăm că va fi play-off. Thank you. Welcome. Da. Hervé Caj, autorul golului și o impresie foarte bună lăsată astăzi, ca și alți jucători ai Botoșanului. Te rog, Radu. Da, e unul dintre remarcați, nu doar pentru că a înscris, ci pentru că a fost unul
un membru al Moriștii. A fost o Moriștie acolo la mijlocul terenului și în atac, susținută de jucători foarte tehnici. Am spus înainte de meci că există acolo un nucleu de jucători cu gleznă fină și care au reușit combinații pe jos, dintr-o atingere, lucru mai rar văzut la noi în campionat. Au încercat și cei de la CFR până la pauză. Până la pauză, un oarecare avantaj teritorial, să zicem, pentru Botoșani, care a tras totuși ceva mai mult la poartă și au avut ceva ocazii. Clujul s-a remarcat prin Petrila, în primul rând, pozitiv, iar negativ prin linia de mijloc, unde se vede că Boateng încă nu are toate reglajele făcute și unde Culio n-a fost pregătit fizic, am impresia. Sigur, e timp, abia a venit. Bordeanu la fel, a jucat după pauză, n-a jucat grozav, cum o făcea pe vremuri, dar la Culio s-a văzut lipsa de meciuri și s-a văzut, cred că, și lipsa de tonus față de Liga 4 argentiniană. Aici totuși se joacă un pic mai iute, mai în forță, ori el a fost schimbat, a fost și protagonistul unei faze ciudate la marginea careului, în care nici eu nu știu exact. Iar cu privire la numărul de faze, păi, Botoșaniu cred că a ajuns totuși la poate în moment ce a marcat și după pauză. Era să primească gol din cauza lui Brown, care este un jucător foarte bun în atac, dar împrăștiat în apărare și capabil să greșească. Apropo de Brown, cel de mai devreme era Brown, scuze pentru eroare. Nu era Caș. Și mie, victoria mi se pare logică. Sigur, nu e un capăt de țară. Seriile, cum am spus, nu sunt infinite, se întrerup. Dar Petrescu a fost suspect de calm pe margine. Chiar și reproșurile au fost la dos de jos. Au fost reproșuri, din punctul meu de vedere, fără teme, și după ce el va vedea fazele, se va lămuri că eventual într-o parte, la o fază, se poate vorbi de penalti. Hai că ne uităm la faze, dar în câteva momente după publicitate ne întoarcem, ne uităm la ceea ce bănuim noi că ar fi fazele la care se referă și Dan Petrescu, dar inclusiv și la altele la care nu s-a referit Dan Petrescu. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.